Bună lume, eu sunt Felix și bine ați venit la Minecraft. În episodul de astăzi, cum am ajuns la titlu, vom încerca să facem o fermă de zombie cu experiență. Chiar mi-am dorit așa ceva de foarte mult timp și cum e data trecută mi-am distrus spannerul ăla, deoarece am crezut că merge cu silk touch. A trebuit să refac salvările care erau înainte ca să-mi reapară asta și după aceea să modific puțin câteva lucruri. Așa că cred că spannerul ar fi trebuit să mă apară acolo. Deja îmi place zona noastră, arată super, super, super cute. Singurul care nu l-am găsit este sfeclă. Restul le avem pe toate. Aici trebuie să găsim și noi niște sfeclă ca să punem sau alte lucruri. Ok, sau ce am vrut să pun aici? Așa cu... cine știe ce am vrut să pun aici? Treaba mea. Haideți să mergem puțin ca să... să vedem dacă ne apare spannerul acolo și după aceea vom putea să pregătim resursele. De fapt, am spațiu cu mine, hai de prima oară să ne facem locul, să vedeți despre ce este vorba. Vreau să fac un spawn simplu, adică să modific puțin lucru în jurul spawnului, că nu pot să fac un spawner. Și să fac ca să-mi cadă zombie, ca să luăm resurse și experiență cât mai multă. Aici este turnul, văd că este. Ok. Și ar trebui să avem spawnerul. Dacă nu-l am, trebuie să verific din nou serverile și ca până l-am. Este. Este spanner de zombie. Super, super, super tare. Atunci dacă avem un spanner, ce putem noi să facem acum? Este să ne facem zona noastră. Și pentru asta avem nevoie de câteva lucruri. Primul rând trebuie să săpăm. Asta e cu silk touch. Efficiency 3, efficiency 4. Un break. Asta îl folosesc, mai șmecher. Ok. Ne trebuie un spațiu... asta de ce nu pot spar? Ah, costa. Ne trebuie un spațiu destul de mare. Nu vreau foarte mare, dar trebuie totuși un spațiu destul de mare ca zombii să apară și după aceea noi va trebui ca să găsim modalitate ca să îi distrugem. Va face așa o cămeruță așa mică și faină. Nu vreau să o fac foarte mare, dar haideți să o facem fermător. 1, 2, 3, 4. Hai să o facem de 4, aici așa, da. Din partea asta să vină 4. Și aici la fel. 1, 2, 3, 4. Vă zic așa dimensiunile să vă fie și voi mai ușor. Cred că asta o să funcționeze și la... cum se cheamă? Cred că asta o să funcționeze și la... scheleți, cu siguranță. 1, 2, 3, 4. Cred că o să funcționeze și la scheleți, dar nu cred că o să funcționeze la paianjeni. Cu siguranță nu știu dacă o să funcționeze la paianjeni, deoarece paianjenii se mai cațără prin tavan. S-ar putea să nu funcționeze, dar la scheleți ar trebui să funcționeze 100%. Vom vedea acum la zombie. 1, 2, 3, 4. Ok. Am văzut multe din astea de ferme de zombie pe internet. Stai puțin, ăsta cu ce am? Cu efficiency, fortune 3. Efficiency 3. Ok, am văzut multe ferme de zombie pe internet și totuși cred că ceva de genul vreau să folosesc eu. Vreau să fie ceva ușor. La ce nivel suntem? Suntem la nivelul 47, ar putea să funcționeze. Vreau să fie ceva ușor, că vreau să ne dea și resurse. Și vreau să ne dea și experiență. Contează foarte mult pentru mine experiența, foarte mult ca să putem face enchant-uri, dar și resursele de la zombie. Că, de exemplu, dacă se întâmplă să pățiți ceva în joc și na, să vă moară caracterul și nu mai aveți experiență, trebuie să facem repede înapoi. Ok, avem aici 1, 2, 3, 4. Aici trebuie să facem 1, 2, 3, 4. Așa. Și ca înălțime v-aș sugera să nu fie mai mare de 3. 1. Așa. 1, 2, 3, perfectă, 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 asta e perfectă, să facem și aici așa. Ok, chestia asta o păstrăm, deoarece pe aici o să mergem la suprafață, dar va trebui să o închidem și să ne facem pe lângă ea. Ok, și acum cu lemnul care îl avem, pe care îl avem, cobblestone, ne astupăm chestia asta așa de aici, așa, de fapt las una doar, ca să știu că pe acolo pot să trec. Ok, și astupăm și pe asta de aici, astupăm pentru că nu vrem să vină altcineva, că nu vină alt zombie. Ok, acum că am făcut asta... lemn am la mine, ok. Acum trebuie să facem și în jos același lucru, doar că trebuie să facem în jos și nu știu exact de cât trebuie să facem. Cred că trebuie un minim de 3 să facem acest lucru. Ok, trebuie să facem lucrurile calitative. Este o chestie destul de rapidă și destul de faină și eu mi-am cam dorit întotdeauna să avem ceva de genul. Singura lucru enervant care este că trebuie să găsiți un spanner aproape de unde aveți baza, deoarece nu mai se pot lua spanele cu silk touch, înainte se puteau lua, că de asta mi-am dorit și eu. Și cum nu se pot lua, na, trebuie să faceți unde este spanerul, să faceți asta. Asta e singurul lucru dezavantaj. Dar în afară de asta totul este super, super, super. Ok, va trebui să săpăm puțin aici, dar cu târnăcopul nostru ne jucăm foarte, foarte bine. Avem una, noi să săpăm vreo două. Hai să sap două deodată.
Așa, așa. Și de acum văsăpa două. Mergem la zid. Așa, hai să facem prima dată marginea ca să nu mă încurc și după aceea devine totul mult mai ușor. Desigur, va trebui să mergem la suprafață să ne luăm câteva resurse, deoarece n-am vrut să vin cu ele în caz de facem o tonă de piatră și va trebui după aceea să ne umplem buzunarele, că deja se umple. Așa. Să măsor exact cât trebuie, că trebuie să fie de minim 4, cred. Nu vrem nici zombi să pățească ceva, să se lovească la piciorușe, dar nu vrem nici să fugă după noi. Ok. Așa. Ok, super. Să am grijă să nu dau un spanner, că îl distrug dacă dau în el și nu vrem asta. După aceea trebuie să-mi scot salvările și să din nou să sap aici așa. Ok. Totul merge super. Chiar îmi place. Deci 1, 2, 3. Oh, mai trebuie să facem una. 3, 4. Cred că mai trebuie să mai săpăm una. Nu sunt sigur, dar cred că mai trebuie să săpăm una. De ce mai trebuie să săpăm una? Motivul pentru care mai trebuie să mai săpăm una este deoarece când avem un spanner, există o limită cât zombii apar, știți? Există o limită cât zombii apar și, de exemplu zombii apar, zicem, 2 sau 3 sau, nu știu, un număr așa limitat. Și când sunt aproape de spanner, ei nu mai apar decât când îi omor pe aia. Așa că spanner trebuie să fie la o anumită distanță ca să nu consideră că sunt lângă ei. Să mai fac de una, să vedem. Arată perfect camera asta, e șmecheră. Mă gândesc să mai fac de una. Să mai fac una singură. Consider că ar fi mai eficientă treaba. Și noi mergem pe eficiență. Și ce trebuie să facem din când în când ca să nu apară... Să punem câteva torțe, care după aceea le vom lua, să nu apară cineva din exterior să ne mănânce de vii. Ok. Camera asta cred că la sfârșit am să o decorez în ceva mai făcut. Am găsit și de cărbune, ia să le iau. Cărbunele cred că îl voi lua sau îl las. Oricum găsim cărbune peste tot. Ok, facem achiziția asta super, super faină. După aceea mergem sus ca să ne luăm resurse. Ne trebuie un hopper, un chest, știți voi, lucruri tari. Dar înainte de asta avem câteva chestii de făcut. Așa, cred că am să iau cărbunele totuși. Poate mai folosesc la ceva. Mamă, ce fain e ăsta târnăcop enchantat. E bine să ai enchanturi. Ia să iau. Îl iau doar atâta. Așa. Și acum să găsim mijlocul, care cred că ăsta este. Asta-i. Că ai să cad aici, așa. Ok, am găsit mijlocul. Și acum ce trebuie să facem? Eu n-am decât o găleată cu apă, că am zăug. Să punem aici în colț. Ok, și cum... Ca ei să împingă apă acolo. Și acum cum mie este... Greu să-mi aduc apă, pun așa. Așa. Și după aceea le dăm drumul la chestiile alea. Eu acum trebuie să merg. Să mergem împreună, de fapt. Trebuie să astup chestia asta de aici. Trebuie să mergem să... Asta de ce? Apa. Trebuie să mergem să luăm resurse. Să facem ceva de genul. Așa. Ok. Și cum chestia asta este aici... Vreau să o astup așa ca să fie întuneric, dar să nu apară niciun zombie pe aici între timp. Așa. Voi merge pe aici. Da, pe aici am venit. Aici va fi așa care ne uităm la zombie cum spanează. Ok, și de aici vom merge în sus. Că știm că este super, super aproape zona. Doar să nu cumva să avem o surpriză super faină și să ne trezim cu ceva aici care ne atacă sau cu niște nisip să ne cadă. Ok, atunci să pun pe partea asta. Și noi acum ne vom urca la suprafață și vom lua câteva resurse. Probabil va trebui să luăm și puțin lemn și alte lucruri, dar le vom lua noi. Pentru că este foarte, foarte important să facem chestia asta. Mi-am dorit de foarte... Deci, de când am început seria de Minecraft, mi-am dorit o din asta de un spanner. Pentru că îmi dă experiență ușor și o grămadă de resurse și mi-mi plac fermele. Ați cum am făcut ferma aceea de văcuțe, care am făcut-o în alte episoade, în altă serie. Foarte, foarte faină, foarte, foarte rapidă. În suprafață, ceea ce este genial oso. Ok, și acum să... Cred că voi lua mai multe resurse decât avem nevoie. Doar așa pentru ca să fim siguri. Ok, și atunci pe asta de aici am să o astup. Au! Mamă, ce m-am lovit la picioare. Asta am să o astup. Perfect, și asta rămâne asta de aici. Bun, porcușule, ce faci? Mâncăm și noi un morcov, că e bun. Porcușorul vrea și el morcov. N-ai aștept unul. Mâncă și tu unul. Bun. Acum noi vom merge și haide că ne trebuie lemn. De ce n-am făcut și eu un... Aud un zombie pe aici. Să mi se pare mie. Hai să luăm și niște lemn, că ne va trebui cu siguranță. Și vreau să fie totul bine.
Ok, și sticlă, ne va trebui și niște sticlă. Da, luăm toate chestiile astea. Hai să iau lemn de aici, că eu nu mai am lemne pe lângă casa. Uite aici am plantat eu câteva. Le mergem pe așa, pe aici, așa. Trebuie să luăm câteva resurse. E destul de rapid, că am făcut cam mai mult de jumătate din... Am făcut mai mult de jumătate din asta, ceea... Oh, am găsit un măr. Era măra, da. Am făcut mai mult de jumătate de asta, ceea ce mă bucură foarte, foarte mult. Nu mă așteptam să facem deja mai mult de jumătate. Deci înseamnă că este o chestie rapidă, dar vrem să o facem și foarte, foarte bine. Deja vine ora de nani, așa că mergem la nani imediat. Ok, cât avem n-avem? S-ar putea să ajungă, dar dacă suntem aici, poate mai tăiem un copac două. Va trebui să mergem resursele care nu avem ce să facem cu ele, să le punem în ordine. Și să facem niște sticlă. Bă, chiar mi-aș dori niște sticlă. Ce copac e aici? Ce copac a crescut așa ciudat? Am ce copac ciudățel. Mi-a crescut așa strâmb. Uneori, nu, eu nu am unde să mai pun lucruri. Hai să luăm apă de aici, dacă tot. Perfect. Chiar, cred că mai trebuie puțin apă, în afară de astea. Ne vom mai întoarce pentru puțin apă, nu este asta o problemă. Dar haide să... Uite și un paianjen acolo, trebuie să facem nani. Oh, trebuie să fac nani. Îmi place să mergem la noi, deoarece este lumină. Îmi place foarte mult când văd lumina. Arată foarte, foarte fain. Să ne facem ceva ca noaptea, noi putem să mergem perfect. Ia uite așa ce fain. Oh, la Enchant Table trebuie să punem lumină, care arăta mai bine. Hai să nu ne punem pe stomacul gol, să mâncăm puțin. Morcov și o din asta. Uite arcaș, uite câteva toate chestiile. Facem nani și după aceea îi atacăm și pe ceilalți, că mai câștigăm ceva punct de experiență, mai ne dă un os. Că nu-l face așa ușor. Așa, uite-te. Zombii ăștia... Am sabie diamant. Ce faci, măi? Vino încoace. Ce faci? Știi că fac fermă din tine. Să-l bași pe ăsta. Perfect, ce ușor a fost. Și acum tu, voi vă scăldați ca... Pe ia foc. Perfect, perfect, perfect. Și tu? Ce ușor a fost. Super, îmi luăm și câteva oase. Nu am spațiu ca să iau oase. Ce pot să arunc? Vețe? Am desit ăsta, chiar nu știu ce să fac cu el, că le arunc. Luăm bețele. Bun, 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 bun. Dar stai, am desit, poate îmi trebuie. Lasă, lasă. Haide să... Uite și tu, ce, uite și tu la asta. Ce faci, măi? Mi-am lovit câinele din cauza... Battle! Așa, battle. Ce ai făcut? Vezi, din cauza... Uite, știu, nici o de pe aia nu pot să iau, că nu am spațiu. Ia să aruncă piatra. Ok. Luăm un... Locul de treabă, ne întoarcem după ele. Dar, de fapt, am aici o cutie și ar putea să le pun în această cutie. Iar îmi ziceți că nu țin ordine. Și aveți dreptate maximă. Trebuie să-mi fac cândva timp să le fac ordine totală. Cineva mi-a zis că i-a luat 2 ore ca să fac ordine în serul de mac. Uite aici, un os, nici pe ăsta nu l-am luat. Nici os, nici săgeată! Ce om sunt și eu? Nici, nu ne-am luat de andesit. Ok, mergem să punem toate lucrurile astea și să ne facem ceea ce vrem să ne facem. Deci am nevoie de sticlă. Ceea ce înseamnă că am nevoie de nisip. Ai nisip aici? Sand, ok. Pune tu să facem puțin schimb și îl punem puțin la prăjit. Ok, du asta de aici și punem nisipul la prăjit, că ne trebuie sticlă. Și aici hai să punem ce lucruri mai avem. Punem piatra și restul cred că am să le pun jos. Restul cred că am să le pun jos, deoarece luăm piatra cu noi și punem fierul aici. Mai luăm piatra cu noi. Nu să le pun jos, deoarece de jos chiar știm imediat când să le luăm, ce să le luăm. Eu tot sar. Și pentru că sar, că am impresia eu că merg mai repede, mi se duce viața. Mamă, ce scări urâte, trebuie să le repar. Ok, hai să punem piatra. Oricum putem să luăm piatra din mină oricând. Ok, piatra. Ața, unde e ața, 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 ața? Așa, ața. Săgeți. Îmi place așa să le pun în ordine, că chiar o să le folosim. Și după aceea, chiar avem nevoie. Ah, mai am piatra cu mine. Tot timpul mai am piatra, nu știam cum mai am piatra. Uite câte piatra avem. Scări din nisip. Avem și aici nisip. A, n-am știut. Ochiul, ochiul, ochiul. Facem niște poțiuni, că el facem o ciorbă de ochi. Așa, nu le dau acum mâncare la văcuțe. Și o punem aici. Mărul, mărul. Chiar avem destul de multe mere, 241 de aur. Super, lemn nu trebuie, smooth stone. Ia să mai pun la piatră și chestia asta. Sticla, am puțină sticlă, dar cred că vreau din aia mai faină. Cred că asta e tot ce vreau să pun. Da, carne de zombie, nu o folosesc acum. Deși vom avea foarte multă. A, metal, între bine, că mi-am amintit. Carne de zombie punem aici și acum vom lua... unde este fierul? Vom lua... Cred că ajung. Ok, bun. Hai să mergem la etaj. Îmi trebuie să facem semne. Și ca să facem semne, din câte mă amintesc eu, se fac așa.
Și așa. Și ne trebuie... Hai facem 6. Da. Aș vrea să fac... piatra mea! Am... Trebuie să fac ceva din piatră. Să luăm pe asta. Poți să fac slaburi din ea. Super! Super, facem slaburi. Excesul punem aici. Deci, să... Deci, întrebe semne, găleți. Mai trebuie o găleată. Ia stai să o fac. Că până la urmă mai mă întorc pentru o găleată. Ok. Ok, cu apă și hopperul se face... Cum se face? Cum se face hopperul? Îmi trebuie ăsta, hopper. A, încă două din ăsta și un chest. Ok. Ok, super, super ușor. 1, 2. Ok, perfect. Avem și pentru hopper, cred că ajung. Și vreau să fac așa în ordine ca să mă gândesc ceea ce îmi trebuie, să nu mai mă întorc după ele. O cutie, desigur, deci am ăsta, gălețele, am multe săbi de diamante, treci tu aici, așa. Ăstea îmi trebuie, da, sticla asta, nu vreau asta. Chest. Ok, două îmi trebuie, că una o folosesc, de fapt, mai trebuie una. Așa. Și acum să facem hopperul. Perfect, deci avem chestiile astea care îmi trebuie, deci le pun toate aici ca să le vedeți și voi. Ne trebuie, ce vedeți aici, în 4 găleți pline. În total cred că ne trebuie 5, că am folosit una. Două chesturi să folosim, na, torțe și altele de subînțeles. Lemn, să mai trebuie ceva, mai trebuie ceva, mai trebuie ceva. Sticlă, îmi trebuie cam multă. Vedem cum stăm. Pun și aici de făcut puțină. Mergem să vedem cum stă sticla noastră. Mamă, dar ce fain aici. Dacă aș face cumva, ca și noaptea, să fie fain, ar fi super. A, și scări, îmi trebuie multe scări. Că să nu mă ajungă lemnul. Sticla o duce bine. Scări. Am uitat cum să fac scările, dar e posibil să nu ne ajungă lemnul, deoarece chiar ne trebuie o grămadă de scări. Undeva la vreo 30. Minim. Uite aici lemnul, le iau și pe ăsta. Ok. Luăm și lemnul ăsta. Și din lemnul ăsta facem bețe. Și acum să vedem cum se fac scările. Unde sunt scările? Am uitat cum se fac scările. Scări. Numai din bețe se fac scările. Ok. O tonă de bețe. Atunci facem... Facem așa. Stai, cum erau scările? Că am uitat. Așa și așa. Era așa. Și așa. Și așa. Ok. 36 de scări. Mai facem câteva, că... 5-7. Băi, să mai facem că dacă mă întorc pentru o scară, cred că ajunge. Cred că acum ajunge. Ce punem aici? Punem lemnul ăsta, chiar nu am nevoie. Mai punem puține bețe. Steagul ăsta, nu știu de ce îl mai țin cu mine. Ca să mă laud că ce am făcut eu. Să mai punem una acolo, că dă bine. Ok, să vedem. Deci avem ăstea, avem asta. Să punem asta așa. Chiar cred că tot este bine. Chiar cred că le avem pe toate. Sticlă, 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 desigur, sticlă. 9 și tu cât ai? Ai, vreau sticlă, îmi doresc sticlă, toată lumea vrea sticlă. Când sărim ne iau de mâncare, atunci mergem la ferma de diamante, mai luăm El Diamandos. Mai luăm diamante. 39. Nu știu dacă mă ajunge. Aș putea să fac din ălalaltă, dar parcă îmi place mai mult asta. De-aia cu toate, în caz de... Să iau și sticla fină, în caz de place mai mult sticla fină. Și cum am ăsta cu silk touch, nu se sparge, o iau înapoi pe cea care e bună. Era aici sticla, am pus-o undeva, nu? Ai luăm pasta și luăm și lemnul. Bun, cred că avem tot ce ne trebuie în afară de apă. Dar pe drum vom găsi și apă. Sper să fie, sper să funcționeze chestia asta că... Dar n-are ce să funcționeze, n-are de ce să nu funcționeze, o să funcționeze prea bine încă. Unde e la o apă? Să-i luăm găleata noastră. Ok. Ok. Mersi, apă. Bun, și acum să mergem. Oh, ok. E puțin dificil la început, dar după aceea o să fie ușor. Parcușorile, aici era zona mea. Mamă, ce ușor merge cu târnocopul ăsta. Ia ca untul. Wow, ca... zici că e, zici că e unt. Ok, și acum noi vom merge aici. Să punem scară. Ok. 1, 2. Perfect, ca să știm și noi să mergem ușor. Bun, și acum urmează faza să ne punem apa. Apă.
Apă și apă în partea asta. Perfect. Ca să împingă totul aici, dar cum nu vreau deocamdată ca să fie să ne împingă apa, că mai avem ceva de lucru, vom pune una aici și una aici. Una aici. Aveți grijă să nu astupați blocul de apă, că după aceea chiar trebuie să mergeți să mai faceți unul. Perfect. Și acum aici trebuie să facem o chestie. Hai să facem asta puțin mai lată, ca așa parcă am văzut. Așa. Ca atunci când vine să fie mai ușor apa. Aici mai avem apă, perfect. Și aici trebuie să punem astea. Semnele. Și punem una, două, așa. Și aici trebuie să mai săpăm. Așa. Așa. Și aici trebuie să săpăm cu una mai mult. Și să punem și aici un semn. Bun. Și aici să punem apă. Doar semnul face ca să nu treacă apa mai jos. Și cum vedeți, apa duce până acolo, dar te împinge în jos. Perfect. Ceva de genul trebuie să fie. Și acum să vă zic o șmecherie foarte, foarte șmecheroasă. Puneți o torță să nu apară ceva, dar după aceea o iau. Na, șmecheria șmecheroasă este în felul următor. Zombii, dacă cumva îi facem ca să apară și ei vor cădea aici, cumva la... Ne va lua foarte mult ca să dăm cu sabia în ei și va fi obositor. Dar am citit pe internet, uite, noi suntem la nivelul 39, da. Dacă îi lasă să cadă de la 21 de blocks, mă rog, 21 de cuburi, ei o să rămână doar cu jumătate de inimă și de o singură lovitură o să-i lovim. Dacă alegem 22 de cuburi, o să moară cu totul și 20 sau așa are mai multă viață, așa că noi va trebui să săpăm 21 și numărăm așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, stai puțin, 9, spun așa ăsta, 9, 10, hai să punem torțe, că nu vreau să mă trezesc un zombie, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok, 16, 17, 18, 19, 20, 21, perfect. Exact atâta trebuie. Așa cred eu. Nu cumva să fie altceva. Și acum vom face aici puțin spațiu ca să putem să lucrăm. Și aici vom pune... trebuie să pun un hopper. Deci trebuie să golesc asta așa puțin. Să nu fac mai mare. Pentru că eu vreau să pun aici de sub un chest. E atunci când vor cădea, îmi vor da și resurse. Și vreau să pun un chest dublu, că vor fi multe resurse. Așa. Și deasupra... Vreau să pun un hopper, cum ar veni, hopperul ăsta, da, ca să cadă resursele. Așa, ăsta unde vine? Stai puțin. Nu cred că l-am pus bine, ia stai să văd. Hopperul dă în partea asta, deci nu l-am pus bine. Așa, trebuie să punem prima dată trebuie să punem blocul, trebuie să sparg. Prima dată punem blocul, așa, cel puțin mie nu-mi iese. Punem blocul, punem hopperul. Așa și după aceea punem un chest de subt. Perfect. Acum punem un chest aici. Și acum noi trebuie să ne facem o zonă aici ca să batem pe acești zombălăi. Și apropo, trebuie să-mi fac și o scară până sus ca să ajungem. Bun, acum să ne facem aici zona asta așa. O zonă în care să putem să-i batem pe zombălăi, să ne plimbăm și noi pe aici așa. Să vedeți că o să fie fain. Opa, aici dăm iar de o mină, ceea ce nu este bine. Ia să vă pun câteva torțe. Ok, aud apă. Ok, perfect, perfect, perfect. Și aici iar câteva lucruri. Ia să punem aici o piatră. Ok, perfect. Și acum aici îi vom bate pe acești zombălăi. Și nu vreau ca să iei să mă așa, cred că voi folosi slaburi. Unde sunt slaburile? 6 slaburi. S-ar putea să nu mă ajungă, vom vedea. Trebuie cumva să folosesc slaburi. Dacă pun din asta aici nu merge. Trebuie să pun așa și așa. Ok, nu mai avem lumină, facem lumină. Trebuie să folosesc slaburi, deoarece ei, zombilică, mă vor ataca așa. Și atunci ei când vin, eu dau în partea asta. Când o să vină, când eu o să cad de sus, eu o să dau aici așa, la picioare lor. Așa, perfect, perfect, perfect. Și ca să pot să trec pe partea asta dacă eu vreau. Ok, voi trece așa pe aici. Nu am... unde sunt torțele? Unde să le pun? Hai că pun torță aici așa, aici așa. Scot asta. Aici așa, aici așa. O să fie asta torța și mai măresc așa puțin ca să pot trece prin toate părțile. Da. Voi astupa partea asta de aici. Asta o vom astupa, că nu avem nevoie să avem surprize.
Și doar oușul ăla, să uite aici, nu cred că vine nimeni de aici. Perfect. Și acum noi trebuie să facem să ajungem și la suprafață cu niște scări. Ok, cam asta este zona unde ei vor cădea și vor rămâne doar cu o singură viață și noi când avem nevoie vom lua de aici tot ce vrem. Și este bună ideea să fie cu slaburi, deoarece ei vor ajunge la tine. Nu așa dăm. Ha, zombilică, zombilică. Acum, având în vedere că știm unde este chestia asta de aici, da. Știm... Stai, ce-i cu piatra asta? Asta trebuie luată. Ei vor cădea pe aici. Ei nu pot să cad unde... Stai să pun aici, că poate o să vină așa. Așa. Așa să fie. Că vreau doar să le văd picioarele. Nu vreau chiar să le văd toate. Vreau să le văd doar picioarele. Nu vreau să le văd. Deși aici aș putea să mai măresc așa puțin pe aici. Așa. Imediat le dăm drumul la zombilică. Ok. Aș putea chiar să-i văd, dar mică uneori mai vin zombii puiuți și ăia o să sară, așa că las așa și numai așa le dau la picioare. Ha. Bun, acum noi să măsurăm ca să... Deci asta fiind 1, 2, fiind de 4, trebuie să mărim, să o facem ca să ajungem la suprafață. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uite, aici trebuie să mergem. Aici, desigur, vom pune un zid să nu vină nimeni. Așa, îmi pune torțe. Asta o dărâmăm deoarece mă deranjează și aici vom urca noi la suprafață și vom pune scară. Și aici vom merge să batem zombie. Tot timpul îmi place să fac scară cu două. Stai că aici mai trebuie să mai astup. Așa, îmi place să fac scară cu două. Că așa îmi place mie. Tot trebuie să merg la suprafață. Ok. Și aici vom pune ca să mergem. Ok. Și de aici să mai astupăm. Ok. Punem torțe pe partea asta. Și aici vom continua să... Oh, că nu prea pricep de pe scară să... Prea mă pricep eu de pe scară. Dar n-am putea așa direct cu una. După ce o facem pe cealaltă altă dată. Să vedem dacă mergem. N-am putea așa. Ia stai să-mi pun scara lângă târnăcop. Așa. Și pur și simplu să... Presupun că nu cade lavă de sus. Deoarece... Na. Nu sunt chiar atât de jos. Așa, să mai punem una și tot dau. Dacă cade, mă duc în jos pe scară. Ok. Și tot așa. Ne trebuie să mai punem din când în când torțe. Că o să fie... Foarte... Nu pot să pun torțe, că am scara. Mamă, ce întuneric o să fie pe aici. De-aia trebuie să facem asta de două ori. Bun. Haide să urcăm la nivel și facem celelalte blocuri mai încolo. Ok. Eu trebuie să merg aici până când dau de suprafață. Mamă. Mamă, ce greu. Ce greu, greu, greu. Aș putea... Nici măcar nu pot să apăs. Pot să apăs pe F3? Da. 33. Știu că la 46 eram suprafață. Este puțin întuneric și pentru voi așa, dar... Mă rog, am găsit o modalitate mai complicată ca să ajung la suprafață, dar asta este viața. Ok, îmi plac foarte mult scările, că putem să ajungem repede. Pe partea cealaltă, când o să coborâm jos, o să coborâm pe lângă scări și o să putem să facem să fie lumină. Bun, la 40 și 40 suntem, deci mai puțin o să ajungem. Perfect, perfect, perfect. Am ajuns deja apa, cred că am ajuns deja unde sunt zombii noștri. Ok, și după aceea vom coborâ jos și vă voi arăta... Cum dăm drumul la zombie, după ce verifică tot am făcut bine. Ok. Perfect. Mai avem de câteva retușuri mici, dar e o chestie așa minoră. Așa. Mamă ce... Cred că a nimerit pe un deal sau ceva. Sper că n-a nimerit pe muntele de lângă, n-are cum, că eram destul de aproape. Ok. Acum își dau de pământ. Încă mai avem piatră. Bă, dar mult am coborât și noi jos. Sigur am coborât doar 20 de nivele. 21. Ai dat de pământ, ce este super. Perfect. Oi, lumină de aici. Noapte. E fain. Pune-te. Trebuie să fac nani. Nani! Trebuie să facem nani și după aceea ne vedem de viață. Mă, ce lumină acolo în peștera aia. Ce-o fi acolo? Mamă, cât sunt. Trebuie să fac... Toată zona asta de aici o vom face a noastră. O vom face perfectă cu lumini. O să facem cu lumini. Haideți să mergem să facem anii și... Uite și tu, păi gen la ăstea ai noștri. Trebuie să punem lumini. Uite și tu. Și vine după mine. Haideți să... Oh, nici mâncare n-am multă. Cățelușul o duc bine. Pot să fac nani aici, da. Trebuie să-mi pun în casă. Tot zic că-mi pun în casă. O să pun data viitoare în casă. Și nani! Să ardeți toți! Ok. Haideți să mâncăm un grătar, că ne-și nouă foame, că am muncit toată ziua. Bun, perfect. Ceva ce pot să bat? Uite, un zombie care arde. Ok. Dăm experiența ta, zombie. Te rog frumos, dăm experiența ta. Mulțumesc. Și pe aia genul a dispărut. Bine că ai plecat de la locul nostru.
Ok, arată totul super, super bine. Vom... Uite-și tu pe ăsta, asta stă la umbră. Stai la umbră. Du-te și arzi în soare. Și tu? Nu te arzi. Așa, dați-mi experiențele voastre și toate arcurile voastre și tot. Acolo am văzut niște fiere, că luăm, că dacă toți suntem aici așa. Bun, și haideți să ne vedem de treabă, că... Uite-și tu pe ăsta. Du-te, mă, la soare. Du-te și bronzează-te. Vedeți dacă nu folosiți cremă solară, ce se întâmplă. Super, super, super. Ce e acolo? Un explozilă? Bă, asta-l bat, că e aproape de mine. Nu un coace explozilă. Explozilă, zilă, zilă. Hai, vino, vino, vino. Vino. Și un pangen. Explozilă. Bun, haideți să ne facem treaba acum. Unde era? Mamă, că nu mai știu unde era. Nu mai știu unde era din cauza că n-am pus un băț sau ceva. Asta cred că era, nu? Ăsta e, da... Ăsta e la vechi, nu? Stai, care era? Nu e asta. Nu, ăsta e la care l-am astupat. Trebuie pe aici să fie, pe undeva. Pe aici, pe undeva trebuie să fie. Mamă, că m-a pus cineva să nu pun un... Mi-a fost frică că era noapte, dar pe aici trebuie să fie, că n-am mers departe. Uite, ăsta e, da. Hai să punem... Așa aici un turnuleț ca să știm altă dată. Ha! 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 Ok, și acum eu am să merg pe aici, așa. Stai, la ce distanță sunt de ăsta? Deci este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vreo 10, 11 din partea asta. Bun, eu o să merg pe aici, deoarece am, trebuie să pun și torțe în partea asta. Așa. Ok, să punem și torțe, că pe aici o să urcăm. Și oricum va trebui să facem asta până jos. 2, 3, 4, 5, ok. Așa, punem ăsta. Și noi, ne-a mers cam mult. Ne va trebui la un moment dat, cred că pe aici, așa, da, să ne facem o chestie ca să știm... Ia uite, am ajuns deja, da? Am ajuns la asta cu zombie. Da, am ajuns aici, este, ok. Că ne va trebui după aceea să plecăm pe aici, așa, bun. Și vom pleca în jos, hai să mai facem una. Să fim la nivel, să fim mai ușor. Dar asta să facem direct să fim la nivel, nu? E mult mai ușor. După aceea să plecăm, ok? Așa când vin dăm drumul la zombie, noi o să plecăm pe aici. Bun, ce trebuie să facem? Să distrugem chestia asta, că nu mai am nevoie. Nu? Cu toporul? Ok. Că nu vrem să fie surprize. Ce am uitat să vă zic că trebuie neapărat să facem este la faza cu zombie, ca să nu apară deasupra, trebuie să punem un slab deasupra. Că dacă nu, ei o să apară deasupra. Luăm asta. Și punem un slab. Ca ei să nu apară deasupra, că dacă apar deasupra o să se blocheze pe acolo. Na, și pur și simplu nu mai avem alt lucru de făcut. Aproape că mi-e frică. Aici vreau să ne facem o chestie faină. Hai că pun totuși sticla, hai să punem sticla. Punem un bloc de așa de piatră, da. Așa. Și aici totuși ca să-i vedem. Să ne punem o chestie. Ne facem așa puțin așa din sticlă ca să-i vedem. Mă gândesc eu că ar fi fain. Și așa de aici să luăm. Ok, și să-i vedem. Așa, și atunci când o să trec, am să dărâm și asta. Așa. Și aici vom mai face... Opa, opa. Asta nu-i nimic. Nu-i nimic dacă am făcut asta. Ce trebuie să fac acum este să distrugem asta. Distrugem asta. Distrugem asta. Distrugem asta. Să fie întuneric, nu? Cam atâta. Distrug asta. Dacă distrug cu asta. Așa. 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 Și e timpul să distrugem și ăștia. Trebuie să mă pregătim că să vină. Uitați ce fain o să curgă apa. Uitați ce fain o să curgă apa. Vedeți? Cred că aici am să las apa. Așa și o să distrug în urmă. Opa! Deja a venit unul. Așa, să distrug asta. Ok, și acum să plecăm. Distrugem asta. Și punem sticlă. Și acum așteptăm. Stai puțin, credeți că sub mine. Vedeți cum vin zombie? Vedeți cum cad? Ia uitați-vă.
Ei tot o să cadă, deci trebuie să... Na, nu cade imediat, dar tot o să cadă zombie. Așa. Și aici ne putem uita și la un moment dat o să cadă foarte, foarte mult. Știu că trebuie... Stai să văd. Mi se pare că trebuie să fii aproape de zombie ca să cadă. Și nu știu dacă... Ia stai să iau siltaciu. Dacă trebuie să fii și mai aproape de... Că trebuie să fii la o anumită distanță. Uite, uite, vezi că mai apare. Mai apărut unul. Ai văzut? Trebuie să fii mai aproape. De asta încerc eu ceva. Trebuie să fii mai aproape de ei. Cred că asta e distanța. Mamă, dar cum se aude. Fii mai aproape de ei. Ia să-mi văd ceva. Uite, mai apărut unul. Mai apărut unul. Vedeți? Au apărut zombie de deja. Mamă, ce fain. Ce șmecherie. Și așteptăm să apară câțiva zombie și după aceea mergem jos să-i batem. Iar trebuie ca noi acum când mergem jos, ar trebui să nu fie... Uite, apar. Vezi ce fain? Și zombii ăștia ar trebui... Dar ei vorbesc acum supărăcioși așa. Ar trebui să se adune foarte mult. Și când se adună foarte mult, îi batem într-o singură lovitură de sabie. Hai să mergem jos. Și aici așa. Am să merg pe aici. Deoarece știu că pe aici e safe. Suntem destul de aproape. Și am să pună un lumină. Unde e lumina? Ok. Așa. Mergem tot mai jos. Asta este o fermă simplă. Opa, asta este o fermă simplă, dar mie îmi place mult. Că... Am ce greu. Sper că acum că mergi jos acolo nu să mă bată aia. Opa, am căzut. Ia uitați unde sunt. Uitați unde sunt. Vedeți? Li se văd picioarele. Sunt mai multe feluri de zombie. Și aici nu avem nimica decât locurile noastre. Dar de ce are unul picioare diferit? A căzut altfel de zombie. Hai să dau unii. Și vedeți, într-o singură lovitură... Ia mă mor într-o singură lovitură. Numai că n-am dat în toți. Opa. Unul are armură. De asta nu pot să-l bat. Și vezi, ne dă carne. Unul are armură. Deci numai pe ei care n-au armură putem să-i batem. Ăla cred că a avut armură, chiar dacă nu m-a dat-o, că a fost foarte greu. Și acum mai cade un zombie. Cred că trebuie să fii în sus ca să cadă zombie, dar vedeți ce fain este. Acum ne-a dat două din astea de zombie și experiență, desigur. Dar noi, de exemplu, dacă mergem, în zona noastră și stăm mult, da, puteți să stați, de exemplu, plecați și lăsați jumătate de oră să meargă Minecraft sau ceva, se vor aduna foarte mulți zombie. Se vor aduna foarte mulți zombie, că ei apar când suntem aproape de ei, nu știu, parcă așa am citit, că trebuie să fie la o anumită zonă. Și vă gândiți atunci că dacă las să apară vreo, nu știu, 16 sau 20, să trebuie să treacă timpul, vedeți ce fain este. Păi că de ce nu apar? Sunt curios dacă trebuie să fiu puțin mai aproape. Uite că apare, 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 chiar apar. Dar sunt curios dacă sunt mai aproape de ei, dacă apar mai mult. Așa că am să încerc o șmecherie, că nu știu nici eu. Acum încercăm și noi chestia asta, știi? Știți? Eu n-am, e prima mea experiență cu zombilăi. Din ăștia așa, cu spanăre. Așa. Și vreau să încerc dacă cumva... Dacă cumva sunt mai aproape de ei, dacă cumva merge mai repede. Ia uite, uite-l pe ăla. E unul jos, uite la mine. Ai, e acolo. Ah, că ei vor să vină la mine, dar dacă ei nu mă văd, eu o să cad jos. Ia stai să mă duc. Oh, mai a căzut unul. Ați văzut? Ce faceți? Ei încearcă. Înțeleg ce trebuie să fac. Să mă duc în partea cealaltă ca să cadă jos. A, înțeleg, 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 înțeleg. Ia stai să pun aici sticlă. Îmi place să pun sticlă peste tot ca să văd. Mi se pare super fain cu sticlă. Așa. Să pun și aici sticlă. Așa. Uitați ce fain. Opa, au căzut. Au început să cadă. Așa. Așa, să punem sticlă. Voi pune sticlă peste tot, că îmi place să-i văd cât se poate. Deci eu trebuie să stau cu în partea cealaltă. Deoarece în partea cealaltă... Uite, au mai căzut unul. Voi merge jos imediat. Așa. Deoarece în partea cealaltă... Așa. Îi forțăm cumva ca să cadă, ca să vină. De fapt, e că trebuie din asta de dublă, că mi-e trebuie și ca unde să trec. Ok, pe aici așa. Așa. Deci singura modalitate este că trebuie să stăm cumva într-o parte ca să-i forțăm să cadă pe acolo unde vrem noi. Ok. Uitați ce fain merge. Sigur s-au adunat câțiva mai mulți. Ce fain e cu sticlă. Deci cu sticlă va arăta mult mai fain. Așa, se vede când se duce sticla ca pâinea caldă. Ok. Și dacă noi mergem de aici așa, și cât să mergem? Una, două, trei, patru. Ok. Una, două... Opa, ce-am găsit aici? O mină? Ia să o astup eu, să nu cumva să vină nimeni la mine. Ok, deci cât era? Să vedem, deci ca să mergem la aia, deci... Una, două, trei, patru, cinci. Fără asta. Una, două. Una, două, trei. Patru, cinci. Și aici. Așa, suntem exact în zona asta.
Și aici mai punem sticlă. Și uitați, e acum când o să coboare, e acum o să vrea să vină spre mine, dar o să cadă jos. Perfect. Și acum noi dacă mergem jos, că eu toți sunt căzut jos, voi merge să... Oh, aici că am trebuie să fac niște scări. Mai mult ca sigur trebuie să facem niște scări. Și desigur să ne punem și torți aici, că e cam întuneric și nu vrem surprize. Ia uitați ce fain merg. Așa, și cad acolo. Super, super, super. Ia uitați ce fain avem zona noastră. Și noi vom merge jos. Așa, și vom vedea cât zombi sunt. Numai să mâncăm ceva când este cam foame. Unii zombi pot să fie cu armură și nu-i distruge din prima. Dar ia uitați aici cât sunt. Ia uitați, unii chiar au armură. Uitați, ia uitați ce e incredibil. Și acum să dăm în ei. Uite cum se aude. Să vedem câtă experiență face. Avem 28 și până la 8 este linia. Să vedem câtă facem. Ăștia star cu armura. Mamă, ce tare sunt ăștia cu armura. Ați văzut ce fain? Deci aproape am făcut jumătate de level și jumătate de level de la 28 și ne uităm aici, ne-a dat un aur și ne-a dat 11 din asta carne. Bine, aveam înainte vreo două. Și e foarte, foarte faină chestia asta de zombi, mi se pare super, super amuzantă. Mi se pare super ușoară. Singura chestie care este că trebuie să stați lângă spawner, că dacă nu stați aproape de spawner, el nu produce zombilică. Mergeți și cu scheleți, scheleții vă dau și arcuri și oase și astea. Uitați cum stau acolo. A, uite-l pe ăla, ăla e drowner. A, înțeleg, ei se transformă în drown. Deci gândiți-vă, chestia asta vă... Oh my god, chestia asta se transformă în drowner din cauza că stau mult în apă, vedeți? Și dacă ei se transformă în drowner, știți ce înseamnă? Că aveți șansa să vă dea trident. Ești nebun. Numai că ei încearcă să se zbată. Mi-am aruncat asta. Ei încearcă puțin să se zbată, drowner mai știu să noate. Și de asta e bine să stați în partea cealaltă, ca să împing apa spre noi. Așa el mă vede și vrea să vină spre mine. Și el o să cadă jos. Ia uite și tu, ia uite și tu cum se chinuie și acolo. Ia uite și tu cum se chinuie. Nu știu să văd dacă am pus eu ceva bine. Stai să mă uit puțin așa dacă am pus eu ceva bine, că parcă ceva este ciudat. Ia stai să văd, puțin așa să mă uit. Dacă am căzut jos o să mă mânce aia de viu. Ia stai să văd. Ok. Stai că nu văd. E pe unde cad? O stai că s-a apropiat de spawner și o să vină. Stai puțin că vreau să fac ceva. Să pun puțin asta ca să dispară. Din cauza că e posibil să fi greșit eu ceva, dar nu sunt sigur, să văd puțin. Stai puțin. Să pun puțin pe spawner, cum pot să le dau jos după. Nu văd eu pe unde cad zombia aia. Dacă mă duc înapoi, eu o să cad de aici. Cred că ceva... sunt curios... Uite, cum se zbate ea. Uite, știu cum se zbate ea acolo. Mi-o lua și bucata. Ia să mergem jos ca să-i batem, că acum ei se zbat. Dar dacă eu nu mai sunt, poate o să cadă jos. Este o anumită ordine cum punem chestiile astea. Și e posibil să fi greșit ceva, dar nu sunt sigur. Ia asta să văd. Ce se bat pe ăștia, uitați cât sunt. Mă, unul, ceilalți n-au căzut. Da, cred că trebuie să aranjez-o puțin aici, ca să cade mai repede, să nu se blocheze. Așa, uite că încep să vină. Ei nu vin când sunt aia sus acolo. Ia puțin, să vedem. Așa, acum vom merge până sus. Ce mai ai dat în cutie? Tot cane zombi și experiență. Este posibil ca cumva cum am aranjat eu chestiile unde curg apa să nu fie aranjat eu foarte bine sau să mai mărim puțin ca să mă asigur că o să cad acolo, dar în rest este totul foarte, foarte bine. Să vedem, zombii n-au mai apărut alții, nu sunt întâi acolo. Haideți să mergem să-i omorâm pe ăștia. Ar trebui să mă descurc. Că nu mai apar alții și sunt numai doi, până la urmă nu. Așa. Așa. Pleacă de aici. Pleacă. Uite ce se chinuie ăștia doi. Pleacă. Așa, ia să punem aici câteva pietre. Ok. Una, stai puțin. Una, două. Ok, și aici așa. Una, două. Una, două. Una, două. Și aici să văd eu ceva. Pleacă. Cred că torța asta îmi strică treaba. Așa. Și știi ce trebuie să fac? Cred că trebuie să o fac. Cred că toată trebuie să o fac puțin mai jos. Uite unul cum e blocat acolo jos. Cred că toată chestia asta trebuie să o fac puțin mai jos. Că văd că la 3 din astea el cam știe pe unde sunt. Cred că trebuie să facem toată chestia asta cu una mai jos. Așa că o să facem în felul următor. Mergem pe aici așa, da. Ne luăm în găletușă. Ce se aude? Oh, oh, oh! Ce m-a speriat.
A venit unul că n-am pus torță în partea asta. Așa, perfect. Și nici deasupra n-am pus, deci trebuie să ne grăbim. Luăm găleata, da. Și toată chestia asta ce să facem cu una mai mare. O să mai apară unul, parcă-l văd. Ok, și toată asta să o luăm, da. Să luăm chestia asta. Ok, să o punem cu una mai jos. Unde este? Așa, să o punem cu una mai jos. Punem aici, da. Așa. Și toată chestia asta trebuie să facem așa. Așa, cred că am pus-o prea adâncă. Cred că e bine așa. E bine, e bine, e bine. Așa, și acum noi vom pleca de aici, așa. Că așa este bine. Cred că așa este mai bine, ca să nu mai îi forțăm să vină. Și acum, cumva să facem cu apa, ca să îi împingă peste tot. Să vedem acum dacă funcționează. Vedem acum dacă funcționează înainte să iau toate alea. Așa. Uite, uite, mă da și un... ăsta e fier. Unii dau fier. Să vedem dacă merge acum. Așa. Așa. Merge acum. Văd că e tot în mijloc, cad, după cum vedeți. Nu știu cum am pus... Aici nu înțeleg eu de ce nu... ia stați puțin. Dacă pun aici așa. Așa. N-ar trebui să mai vină apa aici, că am pus-o din asta, dar tot au venit. Ia stați că trebuie să pun din ăsta așa. Așa. E o șmecherie aici, care vom afla noi imediat, da? Așa. Eu nu vreau să cadă aici, eu vreau să cadă aici toți. Cred că așa trebuie să fac. Așa, și aici să punem din nou. Așa. Ia să vedem acum. Eu prim, deci eu nu vreau să cad, eu vreau să cad aici ca să împingă... Oh, stai, apa aia de ce nu mai este? Ah, că n-am pus apa jos. Am uitat să pun apa. Ok, și să punem apa. Ok, perfect. Nu avem mai multă apă, că poate am face asta și mai adâncă, să îi împingă și mai mult. Ok, și acum apa trebuie să îi împingă, dar ia dacă punem apa și mai pe perete, ca să îi împingă 100%, că parcă nu îi împinge destul de mult. Dacă luăm apa și o punem aici așa, așa ca să îi împingă și cu mai mare vârtej. Opa, unul sus. Mai venit unul, da, mai venit unul, deoarece că unde e slabul nu am pus torță și ei vin în toate părțile. Hai să-l batem pe ăsta, ok. Și acum să vedem cum vine când dăm drumul la apă. Ok. Acum cred că vine mai bine. Așa. Așa. Așa, văd că tot în mijloc cad. Văd că tot în mijloc cad. Scopul meu era să nu... scopul meu era să nu cad. E ca și cum... După cum vedeți, uite, dacă iau ăsta... După cum observ eu, nu prea... A, uite, nu curge. A, înțeleg, curge doar aici, vedeți? Curge doar aici, aici îi facă să vină în jos, așa. Îi fac să vină așa în jos și după aceea îi împing în față. A, uite, acum e bine, e bine, acum e bine, e bine, e bine, e perfect, e perfect, e perfect. Nu-i face să cadă în partea asta, e perfect, perfect. Dar atunci slabul ăsta ce scop mai are? Le stuc și pe ăsta. A, ca să nu fie apă în jos, că ajunge apa, nu, că apa nu mai contează, că ajunge acolo, dar ei se vor uneca. Ok, trebuie slabul ăsta aici așa. Și trebuie și aici așa, ca să nu curgă apă. Perfect, perfect, perfect. Acum am înțeles. Aici trebuie, că dacă, de exemplu, eu l-au pus ăsta aici, nu mai curge apă, vedeți? Și nu mai împinge. Stai, că e bine așa. Cred că e mai bine așa. Da, cred că e mai bine așa, vedeți? Să punem slaburi peste tot, deoarece ei să cad, vrem să cadă jos, să împingă apa să cadă jos, dar nu... Ok, acum hai să plecăm de aici. Cred că o să plecăm pe la sticlă. Vom dărâma toate astea, da. Și vom pleca pe la sticlă. Așa, vom lua siltaciu. Asta e cu siltaci. Mă, ne plouă acolo. Asta nu e cu siltaci, celălalt e cu siltaci. Bun. Și acum să luăm ăsta. Să mergem în toate pozițiile. Hai să nu pățim, să nu pățim, să nu pățim. 1, 2, opa. Să nu vină 1. Dacă vine, ne termină. 3, 4. Perfect. Și acum, opa, 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 opa. Pleacă acolo. Sar, 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 sar. Oh, nu pot, nu pot, nu pot. Sar, sar, sar. Sar, sar, ok. Tu du-te că vine apa. Du-te. Așa, și aici să punem sticlă. Ok, să luăm sticla. Unde este sticla? Nu mai avem spațiu ca să luăm sticla. Hai să punem, luăm asta așa și luăm sticla. Oh, mi-a zburat sticla! Unde mi-este sticla? Aveam o sticlă cu mine. Asta o pun aici, așa. Așa, și acum, vedeți cum acum încep să cad jos. Să vedeți dacă chiar cad jos. Mă, plouă și afară. Să vedem. Da, acum e bine, acum e bine, acum e bine, acum e bine. Acum cad jos. Deci vedeți cât... O, aici de ce plouă? Tot așa, aici am ajuns la suprafață. Mamă, aici am... Asta este, cred că este prima chestie. Uite și tu. Perfect, 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 perfect. Perfect. Și acum ei o să cadă... Nu se mai blochează acolo, după cum vedeți, nu se mai blochează. Vedeți? Nu se mai blochează. Trebuia puțin mai mare. Perfect, perfect, perfect. Acum ei pot să cadă. Ce s-a auzit? Explodează cineva?
Ia uitați ce fain. Acum, singura chestie care trebuie să facem este să stăm așa puțin pe aici, ca să vină zombilică. Ei vor cădea în apă și vor cădea jos. Stăm aici ca să vină câteva zombilică. Și după aceea, ce se aude pe aici? Vin și zombii de afară. Ia uitați cum plouă afară. Trebuie să fac un acoperiș acolo. Mamă, dar ce fain. Trebuie să așteptăm să vină zombilică. Piatra asta de aici trebuie să o schimb cu sticlă, dar nu mai am sticlă. Nu mai am sticlă. Arată foarte faină chestia asta, chiar îmi place. Numai că ei nu apar foarte, foarte repede, zombii. Nu știu exact la o dată la cât timp apar și ce este foarte, foarte important. E unul aici sub mine. Aici este unul. Vedeți? Știam că este unul aici. În armură, dă-l încolo. Că de-aia n-apăreau, că erau zombii ăștia de aici, care au apărut de sus. Ei apar doar un număr de zombi și trebuie să nu fie zombi pe lângă. Haideți, vă rog, zombilor. Haideți, vedeți? Acolo nu mai este niciunul. Haideți, vă rog frumos. Sunt aproape de voi. Deci voi puteți să stați așa și să plecați de la coator vreo jumătate de oră sau oră și zombii tot o să apară și la un moment dat se vor aduna foarte mult jos și așa vă faceți experiență. Deci aproape că e așa de faină chestia asta încât dacă aș avea un spanner l-aș duce în casă acolo la chestia noastră. Haide, apareți zombii, vă rog frumos. Ăștia apar așa de nicăieri când vor ei. Uite, mai au 3 deodată. Wow, cât zombii deodată. Wow! Hai să-i batem, hai să-i batem, hai să-i batem. Hai să mergem. Wow! Să vedem acum câte resurse ne dă. Deci chiar e șmecherie în pălărie chestia asta. Șmecherie în pălărie. Ia uitați cum sunt. Ia uitați cum sunt toți nervoși. Ce îngrămădea la asta? Iar stau la coadă ca pe comunism. Deci, uite, îmi dă și sticla înapoi și toate chestiile care le-am luat înainte. Fierul. Deci, după cum vedeți, avem 15 de rotten flesh, piele de zombie și un aur. Să vedem acum ce câte lucruri o să avem. Dar uitați și la experiență. Avem 29 și până la penultimele 2 inimi. Și uitați acum când dau. E o mare aproape din prima. Nici n-am nimic enchantat. Vedeți? Ia uitați ce fain. Câte experiență! Aproape am făcut 30. Și dacă ne uităm la resurse, mi-a dat o grămadă de rotten flesh. Dublu aproape cât aveam înainte și nu mai dat un fier și cred că torța asta am dat pe onea care era aici pe jos. Ba nu. Mi-a dat și o torță. Cine știe de unde o picat de sus. Na, deci asta este șmecheria cu spannerul ăsta. Este un spanner destul de simplu. Se poate face nici să nu cadă până aici, până jos 20 de... știți care este diferența? Din cauza, eu trebuie să o fac cu... Eu acum ar trebui chestia asta să o pun cu două mai jos. Din cauza că... Ca să omorăm aproape din prima, din cauza că am înțepat puțin mai jos și trebuie să fie la 21 și nu cred că acum sunt 21, cred că sunt 19. Asta e singura chestie, dar e o chestie ușor de modificat, dar mi-mi place foarte mult pentru că putem face experiență mult mai mult și se pot aduna până în 24 de zombi acolo maximul, care se poate aduna, deoarece peste 24 acei zombi vor, pur și simplu se vor omorâ singuri. Deci dacă stați aici așa și cad zombi în continuu, zombii de jos, care vor fi peste 24 la număr, se vor omorâ singuri și vă vor aduna resurse în cutie, pentru că într-un singur bloc poți să stea maxim, parcă am citit, 24 de lucruri. Găini mai multe, că-s mai mici. Dar dacă vreți experiență, trebuie să vă duceți. Oricum, deci ce este peste 24, 25, 26, 27 se vor omorâ și ce este fix 24 sau sub 24 vor rămâne acolo. Deci puteți să faceți experiență din 24 de zombi deodată. Am văzut că unii pe internet folosesc un fel de poțiune de healing să arunce pe zombie. Mi se pare cam consumant chestia asta, doar chestia asta așa de zombie care avem noi. E foarte faină. Gândiți-vă că, uite, ăla are armură și ăla are și lopată. Gândiți-vă că dacă punem aici peste tot să ne facem fain, este chiar ceva super. Desigur că o vom mai upgrada, dar în episodul de astăzi deja am filmat 50 și ceva de minute. Cred că o să închei aici, dar nu uitați data viitoare să-mi spuneți cum să îmbunătățim chestia asta. Să o facem de sticlă, să facem lift, să facem cu trenuleț, cum vreți voi. Haideți să mai așteptăm să mai vină niște zombilică și după aceea să-i batem să vedem ce resurse ne dă. Haideți, vă rog frumos, veniți. Haideți. Ați văzut că vin câte 2 și 3 deodată. Uite câte 1. Ăsta e îmbrăcat, ăsta e pui. Hai că n-am putut niciodată un pui de zombie în chestia asta. Hai să vedem care e faza, să vedem care e faza, care e faza, care e faza, care e faza, care e faza. Woo! Mă duc aici jos. Haide. Uite ce fain cu scări. Doar stăm. Aș putea să fac un lift, dar consumă cam multă gelatină și cam mult redstone, așa că prefer scările. Perfect. Și uitați aici cât sunt. Și să vedeți câte carne zombie facem. Deci avem 31, na și un aur și un fier. Să vedeți acum câte facem și experiență, sigur o să depășim 30. Cred că ne-a dat și o săgeată. Am depășit 30 de experiență, ceea ce este super. Ăsta e îmbrăcat în aur. Eu pentru experiență l-am luat și acum avem 38 și o lopată, iron shovel de fier. Și cobblestone. Unii se pare că vin
Cu pietre, deci ferma asta este super, super faină. Eu am să închei aici, nu uitați, apăsați butonul de cocolai, scrieți în comentarii ce vreți voi. Și nu uitați că dacă vreți să facem și fermă de exemplu, fermă de paianjen, scrieți în comentarii, deoarece nu foarte departe de noi este un spanner de paianjen. L-am văzut acum câteva episoade. Acel spanner de paianjen este cumva după satul nostru și am putea acolo să ne facem un spanner de paianjen. Dar paianjen mi se pare că să ne dea doar ochi și experiență. Ăla de schelete mi se pare cel mai tare și zombie. Apăsați butonul de cocolai. Eu sunt Felix și ne vedem data viitoare. Ha!